Dacă lucrați mult timp din picioare sau dacă aveți o hiperlordoză, adică o curbură lordotică foarte accentuată și aveți dureri de spate cronice în zona lombară, atunci vă invit să rămâneți până la finalul acestui episod. Sunt Cristian, helperul vostru, și în acest episod vă prezint un program de exerciții ce va corecta acea atitudine hiperlordotică lombară și va relaxa musculatura paravertebrală din zonă. Aceste exerciții se pot face de acasă și le recomand în general pacienților pentru a diminua din durerile lombare care apar, în special atunci când avem o meserie ce presupune multă activitate din picioare sau dacă în general fac multă treabă din această poziție de ortostatism, așa cum este denumită în limbaj medical. Haideți să vedem acest program de exerciții în practică. Începem cu primele exerciții pe care le realizăm din culcat pe spate sau din decubit dorsal, așa cum se numește poziția în limbaj medical. Trebuie să ne întindem pe o suprafață mai dură, fermă și relativ plată. De exemplu, puteți întinde o saltea pe jos. Eu voi folosi în acest sens masa clasică de tratament și examinare. Vom începe cu primul exercițiu. Din această poziție de start cu ambii genunchi îndoiți, vom trage un genunchi la piept, timp în care celălalt genunchi rămâne îndoit. Menținem această poziție de întindere timp de 5 secunde, după care vom lăsa ușor genunchiul înapoi, apoi vom duce genunchiul opus la piept și ținem din nou 5 secunde. Observați că am mâinile înfășurate în jurul articulației. Ca durată, recomand repetarea acestui exercițiu timp de 5 minute. În timpul execuției, trebuie să simțim o senzație plăcută de stretching, de relaxare a zonei lombare sau chiar o posibilă diminuare a durerii. Acest exercițiu face parte dintr-un program de recuperare numit Williams, care a apărut în anii 1930. El a fost conceput pentru persoane cu lordoză lombară moderată sau severă ce asociau diminuarea spațiilor intervertebrale lombare L1-S1, evidențiate radiografic și evident prezentau dureri de spate inferioare cronice care se accentuau în timpul activităților în care coloana lombară era extinsă sau menținută excesiv în poziția de extensie. Iar prin acest exercițiu observați că inducem o flexie la nivelul coloanei lombare, deci inversul mecanismului iritant și declanșator al durerii. Vă arăt și o altă variantă de execuție în care poziția de start va fi cu membrele inferioare întinse. Din această poziție îndoim genunchiul și îl tragem la piept în timp ce membrul inferior opus rămâne întins. După 5 secunde lăsăm genunchiul să se întindă la loc și apoi îndoim și tragem la piept celălalt genunchi timp de 5 secunde și așa mai departe. Trebuie să precizez că în anumite cazuri, pentru mai mult confort, recomand poziționarea unei perne în zona capului. Tot din acest program de exerciții în flexie fac parte și următoarele 3 exerciții pe care vi le arăt în continuare. Exercițiul 2 se face din aceeași poziție de start. Vom îndoi genunchii și îi vom duce pe rând spre piept. Împreunăm mâinile în jurul lor și apoi tragem ușor. Vom menține 5 secunde această postură, după care vom lăsa pe rând câte un genunchi înapoi, pe masa de tratament sau saltea după caz. După care repetăm acest exercițiu de o manieră controlată și lentă, timp de aproximativ 5 minute. Vă arăt și o altă variantă de execuție ce presupune să repetăm aceleași manevre, doar că în final, concomitent cu ducerea genunchilor la piept, vom ridica și capul, după care revenim la poziția inițială, lăsând jos întâi capul și apoi pe rând câte un genunchi. Acest exercițiu este indicat inclusiv pacienților care au primit diagnosticul de stenoză spinală. Asta deoarece flexia coloanei lombare va ajuta la deschiderea canalului spinal, și acest lucru poate reduce presiunea asupra structurilor nervoase din zonă. Această postură de flexie totală a coloanei vertebrale trebuie menținută de asemenea timp de 5 secunde. Continuăm mai departe cu exercițiul numărul 3, poziția de start cu mâinile pe lângă corp și genunchii îndoiți. Vom roti genunchii în direcția durerii, deci să presupunem că în acest caz durerea ar fi în zona lombară dreaptă. Putem menține această poziție de întindere timp de 5 secunde, după care revenim la poziția centrală inițială, după care basculăm din nou genunchii în aceeași direcție și putem repeta acest exercițiu de o manieră controlată și lentă. Recomand executarea acestui exercițiu pe o durată de aproximativ 5 minute. Ca o variantă de execuție putem încerca bascularea în sens opus, atâta timp cât asta ne destinde bazinul și zona lombară, deci mișcarea în sens opus se va simți plăcut. Așadar, în acest caz vom putea roti genunchii și în partea stângă atâta timp cât se simte bine.
Vă arăt în continuare exercițiul numărul 4. El presupune bascularea posterioară a bazinului și se realizează din aceeași poziție. Obiectivul este să reducem din acea arcuire a spatelui, lipind zona lombară de suprafața de tratament. În acest sens, vom strânge fesele și vom suge burta, ceea ce va contracta mușchii fesieri și transvers abdominal. Vom face acest lucru pe faza de expirație. Apoi ne relaxăm pe faza de inspirație. Și apoi repetăm bascularea posterioară după același principiu. Putem poziționa mâinile în zona curburii lombare pentru a observa aceste mișcări care vor diminua din lordoza lombară. Astfel, în repaus, vom putea introduce mâinile cu succes în acea zonă. În schimb, în timpul execuției acestui exercițiu, nu ar trebui să mai reușim acest lucru dacă realizăm mișcarea corect, deoarece vom diminua din acea arcuire lombară. Vă propun și o altă variantă de progresie pentru acest exercițiu. Vom schimba poziția de start la 4 pedie, astfel încât să executăm această basculare posterioară a bazinului împotriva gravitației, astfel încât vom antrena această mișcare corectivă și din altă poziție. Menținem 5 secunde, după care relaxăm și revenim la o poziție neutră la nivelul coloanei lombare, după care repetăm execuția. Așa cum am recomandat și pentru celelalte exerciții, durata totală de realizare este de aproximativ 5 minute. Pentru rezultate cât mai bune, recomand ca acest program de exerciții să fie realizat zilnic. Programul de exerciții Williams este eficient în reducerea durerii lombare, în creșterea forței musculare și a flexibilității mai multor mușchi, și asta conform unui studiu realizat în 2015, care a evaluat eficiența acestui program. Mai exact, în acest studiu au fost urmărite două grupuri, în care au fost incluse femei cu hiperlordoză. Primul grup a realizat acest program de exerciții Williams timp de 8 săptămâni, în timp ce grupul numărul 2, de control, nu a avut parte de niciun tratament. Și rezultatele au arătat, în cazul primului grup care a urmat acest program de exerciții, o scădere semnificativă a durerii de spate și a unghiului lombar, o creștere a flexibilității mușchilor extensori lombari, ischiogambieri și flexori ai șoldului, dar și o creștere în forță a musculaturii abdominale. Așadar, acest program de recuperare este validat, fiind util în reducerea durerilor de spate și restabilirea funcționalității în cazurile subacute și cronice, dar și în prevenția durerilor de spate în general. Mai departe, vă arăt bonus încă 4 dintre exercițiile mele preferate pe care le utilizez în acest sens. Pentru realizarea următoarelor două exerciții, vom avea nevoie de un balon aerobic. Începem cu realizarea exercițiului 5, poziționăm membrele inferioare deasupra balonului și apoi îl tragem spre noi prin mișcarea de flexie a membrelor inferioare realizate de o manieră lentă și controlată. Putem menține poziția finală timp de 5 secunde, după care vom împinge balonul printr-o mișcare de extensie a membrelor inferioare și vom repeta această rulare a balonului înainte și înapoi timp de aproximativ 5 minute. Vă arăt în continuare exercițiul numărul 6. Poziția de start va fi cu membrele inferioare pe balon, coapsele și genunchii fiind îndoite la aproximativ 90 de grade. Inițial vom rula balonul în direcția durerii, să presupunem că aceasta ar fi în zona lombară stângă. Păstrăm această postură de întindere timp de aproximativ 5 secunde, după care revenim la poziția inițială și repetăm această rulare a balonului timp de aproximativ 5 minute. De asemenea, putem încerca să basculăm bazinul și în partea opusă, atâta timp cât vom simți o senzație de întindere plăcută la nivelul musculaturii din zona bazinului și a regiunii lombare. Deci, realizarea ambelor mișcări trebuie să ne dea o senzație de relaxare locală. Dacă acest lucru nu este valabil într-o anumită direcție, să presupunem în acest caz această basculare către dreapta, în acest caz nu vom executa mișcarea în acest sens, cel puțin pentru început, până când disconfortul va dispărea. Vă arăt mai departe o altă variantă de execuție pentru exercițiul numărul 6. Respectiv veți realiza această basculare a balonului având ambele membre inferioare întinse și, bineînțeles, trebuie să urmați și să respectați aceleași indicații prezentate mai înainte. Trebuie să precizez că putem deplasa balonul într-o direcție atât cât ne permite mobilitatea și confortul propriu. Deci ideea acestor exerciții cu balonul este de a rămâne în zona de confort și nu de a forța. Pentru realizarea exercițiului 7 trebuie să ne poziționăm în dreptul unui perete, îndoim genunchii și încercăm să realizăm această basculare posterioară a bazinului. Deci sugem burta astfel încât să lipim zona lombară de perete.
după care vom lipi umerii și apoi ducem bărbia înapoi, astfel încât să avem un contact și prin partea posterioară a capului. Asta va corecta și poziția avansată a coloanei cervicale și inclusiv a capului, fiind o postură vicioasă ce apare frecvent în zilele noastre. Apoi vom duce membrele superioare la nivelul peretelui și le vom glisa în sus și apoi în jos. Vom imita practic realizarea unui înger în zăpadă. Asta va corecta și cifoza dorsală accentuată, adică acel spate cocoșat care poate fi asociat hiperlordozei lombare. Deci este un exercițiu complex pentru postură ce vizează corecția pozițiilor vicioase în ansamblu, la nivelul întregii coloane vertebrale. De obicei recomand 10 repetări din acest exercițiu, a câte 3 serii. Exercițiul 8, ultimul pe care vi-l arăt, se realizează în fața unui spalier sau a unei bare poziționate în zona pieptului, de care ne vom prinde și vom coborâ într-o genuflexiune joasă, după care vom reveni la poziția inițială folosind forța membrelor inferioare, deci vom tonifia inclusiv o serie de mușchi importanți din această zonă, după care repetăm execuția și vom menține din nou această poziție timp de 10 secunde. După cum observați, acest exercițiu duce coloana lombară într-o poziție de flexie, deci corectează acea hiperlordoză și în plus induce o extensie la nivelul segmentului toracal al coloanei, deci corectează și acel spate cocoșat care este foarte întâlnit în zilele noastre și poate fi asociat hiperlordozei lombare. Nu în ultimul rând, prin acest exercițiu vom realiza și o ușoară tracțiune a coloanei prin intermediul gravitației, ceea ce poate avea de asemenea un efect benefic. De obicei, recomand ca acest exercițiu să fie repetat de 10 ori. Dacă aveți întrebări referitoare la prezentare sau sugestii pentru un anumit video, vă invit să le scrieți mai jos în comentarii. Acest video are doar un caracter informativ. Nu uitați, pentru orice problemă medicală, vă invit să consultați un specialist în acest sens. Acest program de exerciții trebuie să vă fie recomandat de către un terapeut specializat pentru a fi adaptat așa cum trebuie cazului dumneavoastră, ca de obicei. Asta deoarece durerile de spate în 10% dintre situații au o cauză specifică, serioasă, așa numitele red flags, și din acest motiv ele necesită un alt tratament specific. Atât pentru acest episod, dacă v-a fost de folos, vă invit să-l apreciați, să-l distribuiți și să ne urmăriți în continuare canalul de YouTube unde abordăm subiectul sănătății. Veți primi informații despre prevenție, stare de bine, ergonomie, fitness, sport și recuperare. Dacă sunteți interesați de aceste subiecte, vă invit să ne susțineți apăsând butonul de abonare. Vă mulțumesc pe data viitoare!